Sunt Adi Măniuțiu și vă spun bun găsit la o nouă ediție EM360 Talk astăzi despre viitorul transporturilor. Să vorbim un pic despre noile tehnologii, despre mașinile pe care o să le conducem, despre combustibilii pe care o să-i folosim, unii dintre ei extrem de inovativi. O să vedem ce tehnologie se va impune, când și cum și, de asemenea, cât ne va costa toată povestea asta, pentru că sunt rumori în piață, lumea se întreabă ce se va întâmpla cu mașinile pe combustie, o să mai pot conduce mașini pe benzină, ce fac cu motocicleta mea din 2030 încolo. Sunt foarte multe aspecte pe care o să le tratăm astăzi, pe un ton relaxat și extrem de simplu, că vreau să înțelegem, am la rândul meu extrem de multe curiozități și foarte multe nerămuriri. Așa că mă bucur foarte mult că Radu Căprău, vicepreședintele Concordia, este astăzi alături de noi, pentru că e unul dintre cei mai importanți lideri din industria de rafinare și energie în transporturi, pe de-o parte. De asemenea, Răzvan Exarhu este astăzi alături de noi. Nu este doar unul dintre cei mai matinali jurnaliști, este și bucătar și o să vedem ce legătură are uleiul pe care îl folosești tu după ce gătești cu mașinile. Doar unt. Da? Pe Răzvan îl puteți urmări în fiecare dimineață de luni până vineri la Rock FM, la Morning Glory, dar este și un pasionat de mașini, nu? Mașini, automobili. Da, am trecut direct de la bicicletă la AMG. E foarte bine, e o trecere naturală. N-aș zice, dar merită încercat. Vreau astăzi împreună să mă ajuți, Radu, să demontăm o parte din mituri și poate chiar să confirmăm niște legende legat de tot ce urmează să se întâmple și sunt convins că o să mă ajute foarte mult și Răzvan cu o parte din curiozitățile pe care le putem lămuri și lui. Transporturile sunt sau nu sunt principalul poluator? Hai să pornim de aici, pentru că poate învârtim de rotițele greșite. Asta e percepția. Lumea asta spune. Vede pe stradă fumul care iese din eșapamente. Mesajul pe care îl auzim cel mai des, într-adevăr, este legat de faptul că transportul este cel care poluează cel mai mult. Ar fi surprinzător pentru unii să afle că nu este cel mai mare, este al treilea poluator. Este un poluator important, e adevărat, dar este al treilea. Care sunt primii doi? Primul și cel mai mare sunt industriile. Și al doilea este producția de energie, indiferent de varianta de energie pe care o folosim. Producția de energie. Deci, 1, industriile, 2, producția de energie, 3, transporturile. Și, într-adevăr, transporturile sunt cele care se văd pentru că oamenii sunt în permanență pe stradă, sunt în permanență în mașini, văd aceste mașini într-un oraș în care probabil se putea trăi cu nopți mai puține și din alte considerente, nu neapărat de transporturi. Bineînțeles că oamenii simt acest lucru. Bun, dar transportul, noi vedem pe stradă mașinile private, dar transport înseamnă avioane, înseamnă trenuri, înseamnă vapoare. Există alternativă? Că până la urmă trăim într-o piață globală. Vrem mărfuri care unele vin din China, altele din Statele Unite, altele din Africa și invers. Europa este un exportator uriaș în sine. Marile economii din Europa exportă de rup. Într-adevăr, cum vorbim despre transportul, există mai multe mijloace de transport relevante, dar înainte de a intra în detaliu acesta, aș face referire la un studiu pe care l-am făcut în Concordia și aș spune două cuvinte despre Concordia pentru că e important de înțeles puțin cine a participat la acest studiu. Okay. Concordia este cea mai mare confederație patronală din România în momentul de față, reprezintă 13 sectoare mari din economia românească. Vorbim despre producție, energie, distribuție, energie, transportatori rutieri și feroviari. Vorbim despre producători auto, vorbim despre industria IT, vorbim despre bănci, vorbim despre toți retailerii din România. Am enumerat cele mai importante industrii. A fost o înțelegere, fără prea multă muncă de convingere în cadrul Concordia, că ar fi important să înțelegem, să știm, care ar fi foaia de parcurs pe care România ar trebui să-și o asume pentru a atinge aceste ținte pe care Europa și le-a asumat. Și haideți să vorbim puțin despre ele. Europa și-a asumat în 2050 neutralitatea climatică. Cu o țintă intermediară în 2030, legată de o scădere a gazelor cu emisii de sare cu 55%. Semnificativ. Transporturile, la rândul lor, au o contribuție în această țintă. România are o contribuție în această țintă. Și acum revenim la transporturi. Transporturile sunt numărul 3 ca și poluator în acest clasament de care vorbeam mai devreme. Și tipurile de transport, transportul rutier, transport feroviar, transport maritim, transport aerian,
Într-adevăr, primele două, transportul rutier și cel maritim, din acest 20 și ceva la sută din total emisii pe care Europa le are, sunt din transporturi, iar aproximativ 70% din aceste transporturi venite din acest sector sunt transporturile rutiere și feroviare. Majoritatea rutiere, e adevărat. Există și maritime și aerien, într-adevăr, și există eforturi și în această direcție pentru a atinge niște ținte de reducere a acestor emisii. Revenim puțin la aceste ambiții pe care și le-a asumat România, semnificative. Avem nevoie de măsuri importante pe care trebuie să le luăm atât în mediul privat cât și în mediul public. De ce? Pentru că 2030 nu e departe deloc. Este foarte aproape. Când vorbim despre sumele pe care trebuie să le investim și timpul pe care avem nevoie să aducem investițiile respective în piață, trebuie să începem să le mișcăm mult mai repede decât o facem în momentul de față. Rezvan, te rog, voiai să-l mai întreb, dacă voiai să-l mai întreb ceva pe Radu, acum e momentul. Eu am adus transportul de sare și piper. Mi-ai spus că ai trecut de la bicicletă direct la motorul pe combustie, ai sărit peste trotinetă. Nu... M-am avut trotinetă înainte să fie la modă. Înainte să fie la modă. Cineva a fost vizionar și mi-a furat-o. Da. Te gândești la lucrurile astea? Te preocupă? Pentru că, fiind pasionat, și aici mă încadrez și eu în rândul celor care iubesc mașinile și motoarele și sunetul și plăcerea și accelerația, recunosc că nu mi-am pus problema de a lua o mașină electrică, chit că, da, accelerația este fabuloasă într-o mașină electrică, dar nu... ceva le lipsește. Nu știu dacă e vorba de feeling, e vorba de emoție. Mie mi se par foarte reci. Tu ți-ai pus problema să treci pe electrică? Am încercat, am și mers. Și da, într-adevăr, lipsește ceva, dar ceea ce lipsește este confortul psihic. Că dacă ți se întâmplă să se termine bateria, o să fie la îndemână să poți merge mai departe. Mai ales când vine vorba de călătorii mai lungi sau de călătorii care implică o ieșire de pe harta cunoscută mai îndelungată decât cea pe care... În România profundă. Ți-o asigură. Și doi, am vorbit puțin mai devreme și el a mărturisit opinia că electricul este mai degrabă încărcat de o dorință comercială de a propulsa un mod de a gândi sau un produs interesant, decât o grijă față de planetă. Nu mi se pare că specia suferă neapărat de chestia asta, de grijă față de planetă. Și doi, nici nu prea văd cum se poate rezolva asta altfel decât rațional, nici de cum emoțional, adică zona de militantism ecologic e foarte bună, e morală și de apreciat, dar nu cred că rezolvă. Și atunci te duci, te plimbi prin Pantelimon și te întrebi cum ar arăta Pantelimonul plin de parcări în care sunt doar mașini electrice. Și eu nu știu cum. Și nici nu cred că există cineva care își pune problema cum ar putea domnul de la 10 să-și încarce mașina în momentul ăsta în Pantelimon cu toată bunăvoința pe care o are. Și de aici plecând, mi se pare că nimic, nu știu dacă e ceva pregătit, doar să construiești orașe pentru mașini electrice sau să-i faci pe oameni să nu meargă atât de mult cu mașina. Un alt tip de politică, mi se pare. Ar trebui să fie ăsta. Și mai vreau să vă întreb, să te întreb, scuză-mă, cât din noxele din România provin de la mașini din România și cât înseamnă tranzitul de camioane care pleacă din Turcia, de exemplu, și merg în Suedia cu roșii? N-am văzut un asemenea studiu și mi-ar fi foarte complicat să încerc măcar să-mi imaginez unul care ar fi cifra corectă, dar e o altă perspectivă pe care ar trebui să o înțelegem apropo de parcul auto din România, că într-adevăr orice țară are un tranzit și da, bineînțeles contribuie la zona de noxe. Dar specific pentru noi trebuie să înțelegem puțin parcul auto din România. Parcul auto din România are aproximativ 8 milioane de mașini. 8 milioane de mașini cu o medie de vârstă de aproximativ 17 ani, media europeană fiind de 12, Luxemburg vârf, 8 ani, ne dă deja o indicație legată de faptul că avem un parc auto învechit. Și este un element pe care trebuie să-l realizăm, să-l conștientizăm și să ne-l explicăm și de ce, pentru că avem un indice de motorizare. Indice de motorizare ne spune Europa are 550 de mașini la 1000 de locuitori. România are 400 și a crescut, a fost mult mai jos. De multe ori îmi spune, românii își doresc să aibă mașini, vor să fie proprietari de mașini. E cumva, dacă ne uităm la media europeană, e cum firească această tendință de apropiere de media europeană.
Ce vreau să spun este că în România, în acest auto, parc auto, vedem o piață extrem de puternică de second hand. Și revenind, asta era ideea pe care vreau să mă leg apropo de întrebarea ta, Răzvan, legat de tranzit. Nu este tranzit, de fapt, este un import semnificativ de mașini second hand care vin din vestul Europei. Dacă din totalul număr de matriculări într-un an, o treime sunt mașini noi, două treimi sunt mașini second hand. Din aceste două treimi mașini second hand, 70% sunt diesel. Deci, până la urmă, 50% din tot ce ne matriculăm într-un an în România sunt diesel. Există și o veste bună. În mașini, în numărul de matriculări mașini, noi avem o proporție din ce în ce mai mare de mașini electrice. La sfârșitul anului trecut a fost 8-9% pe tot an, acum s-a ajuns la 13%. O cifră bună, dar plecăm de la o bază mică. Probabil că anul acesta o să aibă România 40.000 de mașini electrice. Dacă punem în relație cu 8 milioane mașini totale, număr total din România, un 0,5%. Suntem la început. Este mult de lucrat aici, este mult de investit. Și aici poate trebuie să discutăm puțin să vedem care ne sunt zonele pe care trebuie să le adresăm să creștem această absorpție. Îmi pare halucinant. 8 milioane de mașini care ar trebui schimbate. Eu văd două probleme aici. Prima, de unde cumperi? Hai să spunem că am avea bani, că n-am fi printre săracii sau problematicii Europei la partea asta cu cumpărat mașini noi versus second hand. Hai să spunem că am vrea să luăm mașini cu ultima tehnologie. De unde cumperi 8 milioane de mașini electrice? Că așa poate ajungem și la alternative. Că nu sunt, adică se așteaptă și în Europa, se așteaptă și în... Adică lista de așteptare e lungă. Nu se pot produce, nu cred că se produc atât într-un an. Dar păi să îi schimbe România parcul auto. Și după aia, unde le încarci, ok, dar cu ce? Să spunem că punem priză. Le încarci cu ce? De unde atâta curent electrică? Sunt state cu o rețea electrică mult mai bine pusă la punct sau mult mai dezvoltată, cu o infrastructură care e mult mai penetrantă în teritoriu și care nu ar putea să le încarci. Adică trebuie să ne gândim și la partea asta. Și nu o să intru astăzi în discuția despre faptul că bateriile se produc în China. Nu vorbim despre asta, că e bine. Da, până la urmă e o tehnologie nouă și o tranziție. Trebuie să încurajăm progresul. Da, e realistă trecerea asta să spunem, noi le mutăm pe electric. Cât la sută din viitor poate reprezenta din punctul vostru de vedere electricul? Și stai, mai am și eu aici o întrebare de adăugat. Cât de curat poți să produci energia suplimentară pe care o cere ștecărul de la mașina electrică? Că și aia e complicat. Toate întrebările sunt absolut extrem de actuale. Vrei să fugi? Nu, vreau să fug, vreau să iau... Traugură, nu. Dar haideți să vorbim puțin despre înnoirea parcului auto. Că am început cu acest element, după care disponibilitatea rețelei și al treilea curentul pe care vrem să-l alimentăm. Înnoirea parcului auto... În mod evident, pare a fi una dintre primele opțiuni pe care trebuie să le avem în vedere și în momentul de față există un program destul de eficient, cel RABLA se cheamă, care funcționează destul de bine, dar programe similare trebuie să existe cât mai multe pentru a încuraja achiziții de automobile noi. Asta este un prim element care să ajute întinerirea parcului auto. Al doilea element e legat de faptul că trebuie să încurajăm achiziția de mașini care folosesc soluții alternative. Mașini electrice sau mașini care merg pe gaz natural, echifiat sau hidrogen și așa mai departe. România are în momentul de față o subvenție de aproape 10.000 de euro, să spunem, pentru mașină electrică. Este una dintre cele mai mari din Europa și e binevenită, ajută. Dar ajungem la un element foarte important. Avem mașină electrică, dar dacă noi punem curent care are la bază producția de cărbune, nu este neapărat cea mai verde soluție. Deci e foarte important să producem curentul electric verde. Și este una dintre ambițiile pe care România și Europa și le-au asumat până în 2030 să eliminăm producția din cărbune. Aceste două elemente sunt foarte importante într-o primă etapă în ceea ce privește alternativele de înnoire a parcului auto. Aș mai menționa un element legat de cadrul legal. Și vă spun acum din experiența pe care o trăim, pentru că încercăm să creștem semnificativ prezența stațiilor de încărcare în rețeaua din România. Și s-a întâmplat un lucru bun. Nu mai e nevoie de autorizație de construire când vorbești despre instalarea stației de încărcare. Bun.
dar ai nevoie de cele mai multe ori de un spor de putere în zona, în stația respectivă, pentru că ai nevoie de, îți dorești să instalezi o stație de încărcare cu o putere mărită. Okay. Să nu-și petreacă clientul mult timp în stație. Pentru asta ai nevoie de post-traf. În înțelegerea Ministerului Dezvoltării, nu ai nevoie de autorizație pentru montarea acestui punct trafo. În înțelegerea autorităților locale, ai nevoie de autorizație pentru montarea acestui punct trafo. Și ai să vezi foarte des o interpretare diferită între ceea ce își dorește autoritatea centrală și ceea ce se întâmplă în teritoriu. Și credeți-mă, sunt convins că ați avut de-a face cu obținerea unei autorizații de la pornind de la construcția unei case până la orice altceva și știți care sunt provocările obținerii autorizației în administrația locală. Am așteptat 4 luni pentru certificat de urbanism la sectorul 1. Deci da, nu pot imagina ce înseamnă autorizație dacă un certificat poate să dureze 4 luni. Noi am așteptat, în medie ne așteptăm un an de zile și avem și două situații în care așteptăm 2 ani de zile. Dar pe de altă parte nu dorim accelerarea procesului de investiții în tot ceea ce înseamnă stații de încărcare. Apropo de ce avem nevoie pentru a crește... Pe lângă faptul că există provocări care țin de tehnologie și de necesarul de finanțare, am mai putea să facem niște pași serioși în direcția administrativă. Cadrul legal și procedural. Fără să meargă totuși un pic mai repede, că nimeni nu vrea să le forțeze. Eu cumva ne contrazicem, cumva spunem, domnule, vrem foarte repede, ne trebuie acum, dar pe de altă parte nu creăm cadrul care să ne permită acest proces accelerat. Eu am o întrebare care ține de felul în care noi consumăm și de impactul ăsta al elementului de civilizație individual la tot ce se întâmplă în rest. Adică e clar că noi în orașe nu respirăm aer bun, nu neapărat din cauza industriei, din cauza mașinilor. Că până la urmă de la premiza asta plecăm, nu neapărat ce se întâmplă pe DN1. Ar fi grija noastră. Nici construcțiile fără control nu prea ajută. Și asta, da, plus asta. Dar mă gândesc ce se poate face în rest pentru ca oamenii să se gândească puțin mai mult sau puțin mai bine și să aibă și un backup din ăsta legislativ, astfel încât povestea cu poluarea să devină o problemă și personală. E și o chestie de opțiune. Uite, eu am un parteneriat cu un celebru lanț de hipermarketuri, a cărui imagine sunt eu. Și am avut niște campanii pentru colectarea uleiului uzat. Vin dintr-o bucătărie. Am colectat uleiul. Adică chiar făceam chestia asta. Lumea era în jurul meu și vorbesc de persoane educate destul de șocată când auzea că nu e neapărat bine să arunci uleiul în chiuvetă. Nu zic ce s-a întâmplat până acum, dar nici măcar în grădină? Sau în canal? Da, și bun, asta odată, pe urmă, cum putem face să mergem, evident, mai mult cu bicicleta decât cu mașini cu motor de 5.000 de centimetri cubi și restul chestiilor, tren, în fine, dar da. Oamenii trebuie ajutați să aibă ce să consume în direcția asta. Adică, partea asta de strategie există în România. Nu mă refer acum la ce face Concordia, ci la cum răspunde statul român. Adică de unde pornește lupta? Lupta pornește de la niște premize politice care par parte din Europa, din felul ăsta foarte contabil și foarte birocratic de a gândi, de a semna, uite, am mai redus un pic aici, au mai scăzut 0,0 nu știu câte procente, sau există chiar o strategie pe bune din toate punctele de vedere și în Europa și aici? Revenind la această ambiție pe care Europa și România și-au asumat-o de a scădea procentul de gaz sau volumul de gaze cu efect de seră până în 2030-2050, inițiative au pornit. Există inițiative în România care să sprijine această ambiție, dar ne lipsește un program integrat care să se uite la toate mijloacele de transport, cum vorbeam mai devreme, și la toate industriile relevante. Pentru că doar atunci putem să ne imaginăm că putem atinge aceste ținte în 2030. Deci există inițiative, dar nu există un program integrat. Și asta este motivul pentru care am avut discuții cu autoritățile legate de necesitatea unui program integrat care să aibă această foaie de parcurs. Și au existat mai multe grupuri de lucruri inițiate în această direcție. Nu avem în momentul de față, vorbesc noi ca și România, un răspuns.
Dar există dorința de a lucra în această direcție și este important. Dar important este să le aducem la firul ierbii, pentru că altfel vor rămâne doar niște documente și ar fi păcat. Dar apropo de partea de educație, pentru că mi se pare un element foarte important, apropo de remarca ta, mi-aduc aminte pe vremea răposatului, când schimbam uleiul la o mașină, la Dacia, strângeam într-un cratiță sau undeva și îl turnam la canal. Tind să cred că nu se mai întâmplă treaba asta în ziua de astăzi, majoritatea oamenilor schimbă uleiul la service. Cred. În schimb, partea de ulei avem uzat... Dubii. În schimb, partea de ulei uzat, același lucru se întâmpla pe vremea lui Ceaușescu. Puneam fie la canal, fie în chiuvetă. Gradul de poluare al uleiului uzat este incredibil de mare. Adică, ca să înțelegem care este impactul unei asemenea decizii de a turna uleiul uzat la chiuvetă sau în canal, o picătură, să zicem, o linguriță de ulei uzat poluează 1000 de litri de apă. Wow! O linguriță de ulei uzat, 1000 de litri de apă. Dar asta nu mi-aș fi imaginat. Impactul e atât de mare. E uriaș. În momentul de față avem un vid legislativ din punctul acesta de vedere. Uleiul uzat este considerat doar deșeu, dar și nu există niciun normă care să reglementeze colectarea acestui ulei uzat. Este de lăudat o inițiativă de genul acesta care promovează colectarea uleiului uzat și mai mult decât atât, înțeleg că dă și un element de motivare dând din litru de ulei. Am văzut și în alte țări făcându-se această inițiativă, ceea ce este foarte bine. Pe de o parte, este o chestiune de educare. Fiecare dintre noi poate să contribuie într-un fel sau altul la aceste țintă. Și nu este o țintă pe care să-și o asumem doar o industrie, ci o țintă pe care trebuie să-și o asumem toate industriile, mediul privat, mediul public și, bineînțeles, oamenii. Iar apropo de partea aceasta de ulei uzat, dintr-un deșeu, el trebuie văzut, de fapt, sau trebuie să-l transform ca și perspectivă, într-o materie primă de producție de diesel ecologic. Ce să vreau să întreb? Uleiul în care îți faci cartofi prăjiți ar putea să ajungă diesel ecologic? Absolut. Wow. Este un proces de hidrotratare a acestui ulei cu hidrogen verde care îți permite producția unui diesel ecologic. Acum, nu știu cât de mulți oameni știu, în momentul de față, deja este un procent de biocarburanți pe care se amestecă în carburanții clasici. În benzină, între 8 și 10% etanol, în motorină, maxim 7% în ulei vegetal. Se pune deja. Și dacă ne uităm la stațiile de distribuție carburanți, o să vedem acolo descrierea și trebuie să fie scris. Revenind la care sunt soluțiile. Am vorbit de electromobilitate, este o soluție fără discuție, dar nu este singura soluție. Noi avem în momentul de față, se înscriu, matriculează în mașini, în România și în toată lumea, mașini cu ardere internă, care vor mai fi încă comercializate în Europa până în 2035. Apropo, Anglia a devansat termenul din 2032 în 2035 pentru dematriculări mașini cu combustie internă. Și haideți să luăm așa. Până atunci se vor înscrie mașini clasice, până în 2035. Vor mai merge încă 20 de ani pe drumurile publice. Și atunci trebuie să ne gândim și la soluții pentru aceste mașini. Soluții de scădere a amprentei de dioxid de carbon sau gazelor cu efect de seră. Biocarburanții sunt o soluție. Biocarburanții care pot fi produși din ulei uzat sau biocarburanții care pot fi produși din reziduri vegetale din agricultură. Paie, fermentate, produs alcool de generația a doua. De ce de generația a doua? Pentru că se folosesc rezidurile din agricultură. România are o agricultură extrem de dezvoltată. România are o șansă fantastică din punctul ăsta de vedere să devină cel mai important producător de biocarburanți din estul Europei. Și nu trebuie să visăm, trebuie doar să facem niște lucruri concrete sau să luăm niște măsuri concrete ca să ne atingem această ambiție. Mă întorc la hidrogen, că am citit recent o știre foarte interesantă, dar revin. Legat de ce spunea Radu, ți se pare că România, dacă a ajuns țara cu cel mai puternic sau cel mai rapid internet, pentru că nu avea nimic înainte și practic infrastructura s-a creat de la zero, știu, am putea să ne gândim, e utopie așa, am putea spune că e o formă de reverie decadentă, comercial vorbind, dacă ne gândim că să putem să fim noi în top, pentru că nu prea avem nimic, dar că putem să venim de la zero cu tehnologia asta, acum că nu prea avem ce înlocui, adică o punem pe curat aproape. Mie mi se pare că noi nu suntem Schwarzenegger, noi suntem Jackie Chan, mai degrabă. Dacă e să intrăm într-un film cu bătaie, trebuie să luptăm cu ce avem la îndemână. O lampă, un laptop, mai sărim peste birou,
Adică nu putem face altceva decât să ne construim sau să ne redescoperim suplețea. Da, adică dacă România a putut să facă lucrurile astea, gen internet, avem niște facilități care ne situează foarte departe. Și oricine a fost trimis să lucreze câteva luni în Bulgaria privește cu totul altfel restaurantele, chiar și din Giurgiu. E o distanță foarte mare și, pe de altă parte, având încă o natură la locul ei, cu faună, cu tot, nu mă refer doar la ape, care iarăși sunt multe, foarte curate, avem o grădină la dispoziție, am avut și o campanie frumoasă cu grădina Maicii Domnului sau cum se numea campania aia. Și da, România ar putea să-și apere teritoriul ăsta al purității pământului, apelor, naturii, reinventându-se pe scena asta și păstrând, găsind și banii și păstrându-și teritoriul purificat. Nu prea văd de ce, dar din nou, în spatele acestei transformări ar trebui să existe o decizie politică și o strategie care să rămână aceeași indiferent cine vine la putere și cine nu. Cât costă așa ceva? Avem vreo idee cât ne-ar costa să facem toți pașii corecți pentru a întâmpina în 2030? Uite, Anglia l-a împins spre 2035. Poate îl va împinge și Uniunea Europeană. 2035 era vorba doar despre matricularea mașinilor. Da. Ținta de 2030, scădere 55% gazelor cu efect de seră, a rămas. Mă refer doar la matricularea mașinilor cu combustie internă. E făcut o estimare sau există un studiu la Concordia sau în alte părți pe care să-l putem lua și consulta să știm cât costă de fapt tranziția asta, care e necesarul investițional, câte miliarde ar trebui investite cu cap? Evident că ele se întorc. Dacă îți creezi o astfel de infrastructură, ea va produce și creează enorm de multă valoare adăugată. Am avut o discuție tot la Concordia cu cei de la Banca Mondială, care au făcut o evaluare legată de această ambiție pe care România și Europa și-a asumat-o. Și de asemenea și ei spuneau care sunt condițiile și cum se poate atinge, într-o notă optimistă, bineînțeles. Nu vreau să greșesc cifrele, în schimb suma este amețitoare. Vorbim de ordinul a 10 de miliarde de euro pe un orizont de timp de 8 ani. 10 spre 100. Adică cifra de afaceri Meta am vreo 6 luni de zile. Da, atenție aici, nu vorbim doar despre stații electrice și de electromobilitate. Vorbim despre producție de energie electrică, vorbim despre rețea. În momentul de față, rețeaua de distribuție, și nu este doar problema României, este problema Europei. Nu este făcută și construită să gestioneze transferul întregii flote auto în electromobilitate. Nu este făcută. Și atunci vorbim despre investiții masive care trebuie să făcute în producție, în infrastructură, în distribuție și în final în piață. Tu vezi situația de astăzi, nu neapărat din lume, în special din Europa, cu tensiunile de la granița de nord a României, care au desigur un impact în toată Europa. Mă refer la invazia Rusiei și la tot acest proces care a destabilizat piața energetică din Europa. Tu vezi mai degrabă accelerând în Europa tranziția, că la Bruxelles e un Bruxelles destul de prăfuit și birocratic pe legislatura asta, cel puțin asta au arătat până acum și se apropie de final. Nu știu ce se va întâmpla la alegerile de la anul. Dar îi vezi mai degrabă folosind carta geopolitică, spunând nu, trebuie să amânăm tranziția, trebuie să o regândim, hai să mai folosim și din ce mai avem noi, nu știu, cărbune, gaz. Germania a mai dat niște semne în zona asta în ultimele luni. Sau din contră, nu, trebuie să fugim și să investim în tehnologiile noi, multă inovație și să mizăm pe tranziție, oricât ne-ar costa, că asta ne rupe de dependență și ne transformă în independență. Eu nu pot să-mi dau seama ce își dorește Europa. Mie mi se pare că Europa își dorește să mute pata de ulei de aici în altă parte, respectiv în China sau în orice altă, cât mai departe, acolo unde putem duce niște deșeuri, cum și alții încearcă să-și aducă gunoaiele la noi. Adică e un schimb de gunoi între foarte multe spații geografice sau geopolitice, dar ceea ce cred eu este că poate fi construită un tip de autonomie care nu are neapărat legătură cu o strategie generală. Cred că fiecare stat e liber să-și construiască asta sau pur și simplu să-și consolideze asset-urile, pornind de exemplu de la asta, trenuri.
mie se pare groaznic să faci 9 ore cu trenul până la Cluj și ajungi și oricum înțepenit, ai nevoie de 2 săptămâni de spa și de recuperare ca să-ți treacă amintirea aia. Și e și nepoluant și bine, e ok. De exemplu. Adică România are niște lucruri la îndemână pe care le poate face și cred că efectul lor poate fi mult mai de impact decât toate discuțiile și negocierile astea. Mare dreptate aici, Răzvan. De ce? Pentru că și noi suntem convinși că în momentul în care ar exista un transport public prietenos, accesibil, la timp, s-ar putea fi întâmplat minuni. De ce? Pentru că fiecare dintre noi ar prefera probabil o asemenea soluție în locul unui transport cu mașina individuală până la Brașov, pe Valea Prahovei, vinerea, 5 ore. În mod evident, ai prefera să mergi cu mijloc de transport civilizat care se duc acolo într-o oră jumate, 2 ore, categoric ai vrea această variantă. Și în oraș? Nu știu, na, dar toată lumea a fost să plimba la Londra cu trenul și pare atât de firesc să iei trenul și să ajungi oriunde. Și... sau linii rapide suprafață, sigur că da. Adică mă refer acum și la oraș și mai ales la transportul acela care nu mai ocupau șoselele neapărat. Într-adevăr, aceasta este una dintre concluziile pe care, la care am ajuns și noi în urma acestui studiu. Evidente până la urmă, dar documentate, ne arată beneficiile unui transport public, unui transport public de calitate. Ar ajuta semnificativ. Pentru că oamenii s-ar aduce, în mod evident, nu mai mergi cu fiecare om la serviciu cu o mașină și se aduc în metrou. Toate liniile de mare viteză pe cale ferată în Europa sunt linii electrice, da? Unde e foarte ușor să controlezi sursa. Da? Adică știi exact cât ai consumat și de unde a fost produsă sau din ce surse a fost produsă acea energie. Dar e clar, transport public, transferul pe electric al mașinilor, combustibilii alternativi, ar fi primele trei lucruri pe care, într-adevăr, ți dau dreptate. Deci trebuie să ne uităm la ce putem face noi, Răzvan, nu neapărat la ce fac alții, care unii dorm pe ei, alții nu, dar să vedem ce putem face noi aici local. Dacă astea sunt primele trei puncte, transportul public, transferul pe mașini electrice sau miza pe hibrid și combustibilii alternativi. Și aici e cât din toată povestea asta cu combustibilii alternativi, cât e încă un plan pe hârtie, așa un vis și e la fază de test și cât de departe suntem practic de punctul de adopție. Sau e deja realitate și nu știm. Adică e o utopie sau e ceva ce poate fi transpus în realitate? Aș vrea doar un comentariu înainte, să leagă de ce te întreb tu, apropo de ce vorbeam un pic mai devreme, Răzvan, soluția pe care România ar putea să o adopte. Nu cred că există un răspuns unic, ci există un set de elemente care pot ajuta la atingerea acestei ambiții. Și ai început să le enumerezi foarte bine. Una dintre ele sunt evidente. Electromobilitatea este adoptată, nu se mai pune întrebarea dacă, ci când și cât de repede va fi adoptată. Și aici am un exemplu, apropo de electromobilitate, după care mergem și la alternative. Era o discuție legată de cea mai bună soluție de energie pentru transportul greu, camioane. Și erau trei elemente foarte mult vehiculate. Partea de electromobilitate, gazul natural lichefiat și hidrogenul. Toate trei sunt în continuare opțiuni. Dar vedem, am văzut de curând un joint venture al MAN, Scania, Daimler, Volvo, deci patru dintre cei cinci cei mai mari producători au camioane din Europa, care își propun să construiască stații electrice cu viteză mare de încărcare în perioada următoare 10, 15, 20 de ani. Deci există și din punctul acesta de vedere un drive destul de puternic, o dorință destul de puternică de a dezvolta această zonă de electromobilitate. Gazul natural lichefiat l-am văzut mult sprijinit, de exemplu, în Germania și în Italia. Hidrogenul. Toată lumea vorbește despre hidrogen. Hidrogenul are un grad de adopție mai mic. Este un pic mai complex și este tehnologia mai scumpă. Probabil că va veni și hidrogenul, dar nu în această decadă, nu în acest deceniu. Probabil că în 2030-2040. Deci vorbim despre un set. Că de-aia v-am să întreb de hidrogen. Că avem legea hidrogenului în România și am văzut titluri super pompoase. România, printre primele 3-4 țări din lume care au adoptat un cadru de reglementare pentru economia hidrogenului. România are legea hidrogenului. Mai au doar cei din UK, din Statele Unite și din Franța. Adică pare că suntem foarte avansați aici. De-aia, adică, până la pus în practică, mai e, cred că... Cred că avem nevoie de o notă de realism și în această legislație. Și o să vă dau un exemplu cât se poate de concret.
Volumele de hidrogen verde pe care trebuie să le producă România conform acestei legislații sunt uriași în 2030, pornind de la un nivel actual quasi zero. Vorbim despre niște investiții semnificative pe care trebuie să le realizăm. Legea hidrogenului este firească, e foarte bine că a fost adoptată, dar targetul pe care încercăm să-l atingem este complet nerealist. Europa nu își propune acea țintă. Ținta noastră este de 5%, Europa își propune 1,2%. Cam vreo doi mai mult. Da? Deci noi suntem... Pare că ne dorim mai mult victorie. Nu e rău, dar trebuie să ai și cu cine să joci. Și de asta vorbeam de nota de realist pe care trebuie să o avem în țintele pe care ni le asumăm. Da, e un viitor incert pentru că, și cred că ai pus punctul pe ei, e un viitor incert doar pentru că uneori suntem prea ambițioși rupându-ne de realism. E bine să fim ambițioși, pentru că altfel n-ar exista progres. E bine. Dar e important și să fim extrem, extrem de realiști. Cred că o coabitare e, nu în sens politic, e mai mult decât binevenită. Avem mașinile pe motoarele termice astea pe combustie, sprijinite de tehnologii hibride sau de motoare electrice pe roțile din spate. Am văzut, se întâmplă niște lucruri fabuloase aici. Avem apoi povestea cu hidrogenul, care mi se pare extrem de interesantă. Scump, nescump, e o chestiune, cred că, mai degrabă de interes. Adică dacă lumea începe să investească și să existe un interes și o piață, prețurile vor scădea destul de repede în ceea ce înseamnă producție. Înseamnă mașini în care baci hidrogen, nu? Asta înseamnă. Adică în loc să le alimentezi cu benzină sau cu motorină, le alimentez cu hidrogen. Cam cum se pun în mașinile exact. Care au gaz, petrol, lichid. Hidrogen se transformă pe ea din nou în energie pentru motor. Și e curat. Care e problema? Atenție, dacă se folosește curent verde la producția hidrogenului. Acesta este un element foarte important. Altfel nu este un element curat. Hidrogenul are un spectru foarte larg. Pleacă de la cel gri, produs prin varianta clasică, până la cel verde. Sunt vreo 7-8 culori, toate culori, nici nu mai știu dacă sunt legat din nuclear, este turcoaz, dacă este mai puțin are doar o mică componentă de dioxid de carbon albastru și așa mai departe. Dacă e produs din gaz natural, captarea de dioxid de carbon este albastru. Există foarte multe nuanțe, dar elementul principal este ca el să aibă cât mai puțin amprenta de dioxid de carbon. Apropo de hidrogen, ca și input la întrebarea ta. Tranziția este posibilă. Eu sunt convins că acest lucru se va întâmpla și este posibil. Dar trebuie să avem în vedere toate tehnologiile disponibile. Dacă mergem pe o singură tehnologie și încercăm să forțăm o singură tehnologie, nu o să reușim. Este important să înțelegem beneficiul pe care ți-l dă fiecare tehnologie. Și aș vrea să revin la acest studiu. De ce? Pentru că acest studiu la care fac referire consideră specificul economic din România, social și al resurselor naturale pe care le are România. Și vine cu acest mix energetic pe care România și-l poate permite cel mai ușor pentru a atinge aceste ținte. Am vorbit de electromobilitate, am vorbit despre biocarburanți care sunt absolut necesari pentru a scădea amprenta de dioxid de carbon în carburanții fosili, am vorbit despre hidrogen, gaz natural lichefiat, am vorbit despre faptul că avem nevoie de rețea de încărcare, avem vorbit de faptul că avem nevoie de rețea de distribuție energie ca să ajungă la rețeaua de încărcare și avem nevoie foarte important de cadrul legal care să permită implementarea tuturor acestor elemente, plus sprijin financiar. Răzvan e premierul României, facem un exercițiu, ce ai cere, că-s curios ce o să-ți răspundă. Adică, da. ce lipsește concret? Păi e șansa noastră acum. Șansa noastră României, vreau să spun. Când vorbesc despre cadrul legal, menționam mai devreme elementul acesta al normelor, care să-ți dea posibilitatea să dezvolți toate aceste investiții într-un mod facil. Un element. Al doilea element, și să vedem această solicitare în toate țările, este nevoie de sprijin financiar și de cadrul care să-ți dea aceste motivații financiare. Fie că este vorba de, sprijin financiar venit din fonduri europene, fie că este o reducere de taxe, care să te încurajeze să faci investițiile într-o fază incipientă de dezvoltare, de exemplu, a hidrogenului, pentru că nu ai cerere în momentul de față. Și nu ai cum să iei o decizie de investiție neeconomică. Deci ai nevoie de cadrul legal care să-ți permită investițiile rapide și de un cadru legal care să creeze aceste finanțări și subvenții care să-ți încurajeze toate aceste dezvoltări. Nu e foarte complicat. Domnule prim-ministru Exarhu... E ok, fie, da. Se rezolvă, da. Dar cu trenul, de ce? Adică,
Îi aveți și pe ăștia cu... Sigur, da, 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 sunt în partea din echipa noastră. Cu dragostea de șine, nu miroasea bine, da. sunt, sigur că da. Și revenind la discuția de mai devreme, varianta transportului pe cale ferată este una dintre cele mai eficiente de scădere, de scăderea emisiilor de dioxid de carbon. Pentru că, într-adevăr, energie electrică și chiar dacă încă mai e o parte de, pe cărbune în mixul energetic, este în continuare o variantă, varianta cea mai recomandată. De ce? Pentru că România, în momentul de față, este într-o poziție bună în ceea ce privește mixul energetic, având în vedere și elementul de hidro în mixul nostru. Există un exemplu de bune practici? Nu neapărat o țară comparabilă cu România. Mă gândeam la Norvegia. Da, uite. Da. Munți frumoși, da, ok, se potrivește. Dar există ceva de unde se poate învăța? Că până la urmă nu cred că ar trebui reinventate toate lucrurile. Și aici asta se aplică peste tot. Și de la sănătate, absolut, educație și așa mai departe. Trebuie să vedem cine a făcut mai bine, facem o sumă și obținem o medie de concluzii. Absolut. Care ar fi, nu știu, primele 5 lucruri, dar pe concret așa, pe care ar putea să le facă cineva, pentru că și partea economică și partea omenească, să spunem, să coabiteze fără mască pe față. Spuneam că această foaie de parcurs este esențială, pentru că dacă facem lucrurile în izolare, nu o să putem să ne atingem scopul final și avem nevoie de această foaie de parcurs să adreseze toate elementele de dezvoltare. Unu. Și ai spus un lucru foarte important. Odată ce luăm decizia unei foi de parcurs, indiferent ce se întâmplă în zona politică, să nu se schimbe această decizie și să urmărim consecvent. Nu ne vedem 5, doar de 2. Da. Foaie de parcurs și predictibilitate. Și cu decizia la tine e simplă treabă. Nu, și mie mi se pare că există foarte mulți oameni care ar ști cam cum se face, doar că nu se poate face. Se pot face lucruri, dar dacă le faci în izolare și nu ai... Spuneam mai devreme că nu este soluția la o singură industrie. Toți jucătorii din piața aceasta trebuie să contribuie. Unul la mână, mediu privat, mediu economic, mediu public și clienții și consumatorii, fiecare dintre noi trebuie să contribuie la această situație. Vorbeam puțin mai devreme, Adrian. Problema numărul unu a mișcării ecologiste, emisiile de gaze de la creșterea bovinelor. Care este impactul lor? Real. Șansa mea că sunt în zona de energie și de transport, nu... Da. Nu mă simt vinovat că nu știu răspunsul la întrebarea asta. Putem mânca carne de vită în continuare. Da, adică important e să reciclăm uleiul. Trebuie să ne simțim vinovați. Aruncăm uleiul, dar putem mânca normal. Adică responsabil. Te simți și vinovat că existi în momentul ăsta. Dar dacă ești pe stradă, dacă nu ești biciclist și vegetarian, dar trebuie să umbli așa pe lângă ziduri. E groaznic ce se întâmplă. Mie îmi place mult subiectul. E foarte dezbătut și a creat tabere, mai ales în Anglia, unde mișcarea gastronomică eco este extrem, extrem de activă, virulentă, efervescentă, pentru că intră prin restaurantele unde se servește carne și mai aruncă cu tot felul de alge, de chestii, și au făcut o analiză că în supermarketurile din Anglia, alimentele cu cea mai ridicată amprentă de carbon sunt migdalele și avocadourile pe care ei le mănâncă. E foarte amuzant. Fac și lapte de avocado, lapte de migdale, ceea ce e foarte ok și e bine să există o diversitate de alimente, dar fariseismul ăsta în care... Adică trebuie să fim onești unii cu alții, pentru că nu neapărat carnea de vită sau... E important să fie echilibrat și responsabil, indiferent ce mănânci, unde mănânci, dar da, avocado-ul și... Migdalele sunt, medicamentele, pot fi și medicamente, că sunt sănătoase. Sunt alimentele cu cea mai ridicată amprentă de carbon, pentru că vin cu avionul de foarte departe, pentru că agricultura este extrem de intensivă din punct de vedere energetic și din punct de vedere al substanțelor pe care trebuie să le folosești. Bio, nebio, nu mai contează, care la rândul lor consumă foarte multă energie pentru a fi produse și așa mai departe. Deci, cred că lucrurile trebuie privite... Per total, te sperie tranziția asta că ar putea să-ți îngrădească dreptul la alegere, dreptul la, nu știu, consumeristic vorbind, sau nu?
Mai eu și sunt într-o grupă de vârstă care are ca perspectivă nu neapărat să se deplaseze singur, ci să fie deplasat. Adică nu mai pun problema amprentei mele de carbon. Nu. Glumesc acum. Mie mi se pare că da, dacă e să apară o dictatură, probabil că apare una din asta morală care tratează lucrurile prea emoțional și ele ar trebui să fie tratate rațional, cu strategie și cu onestitate și cu sentimentul că totuși nu ne permitem să mai fim așa de răsfățați. Și te gândești la partea de cost, să spui, domnule, ok, tranziție să fie primesc, dar să nu se schimbe nimic la portofel, pentru că s-ar putea să ne coste și pe noi. E o responsabilitate care aparține industriei, aparține statelor, dar până la urmă aparține și consumatorilor. E o denumire foarte generică, de fapt ne aparține și nouă. Noi trei aici, la masă, suntem consumatori, l-am dat la finalul lansului trofic economic, scoatem banul din portofel și plătim, sau cardul. Mie mi se pare că dacă te simți inclus într-un program sau, nu știu, strategie care îți aduce beneficii la sfârșit, nu cred că resimți banii în plus pe care îi dai ca pe o povară, ci ca pe o contribuție. E generozitatea ta, gestul tău de susținere pentru ceva care face totul mult mai bun pentru toată lumea. Cam așa cred că poți să privești contribuția asta. Contribuția fiecăruia, într-un fel sau altul, va fi, e necesară pentru a atinge aceste ambiții, fără discuție. Eu am fost un pic mai reticent la un moment dat și am spus, Europa face niște eforturi colosale, bagă bani și în cercetare, încearcă să schimbe tehnologii, încearcă să mute într-o nouă eră toată povestea asta cu poluarea, reducând-o la maximum. Și am spus, ok, și ce facem noi, că suntem o picătură, chiar dacă mai mare, într-un ocean, suntem 14% din amprenta globală. Și am fost corectat și mi s-a spus, nu, nu te mai uita la ce fac alții, nu contează ce fac alții, pentru că dacă nu o să începem noi, și scuza noastră e că alții sunt 80-90% din poluare și noi nu facem ceva, cu atât mai puțin vor face ei la un moment dat și oricum nu o să se schimbe nimic. Deci, fii tu schimbarea. Cam asta mi s-a trăit, nu știu, e o chestiune cu care mă obișnuiesc greu și pe care cu sinceritate încerc să mi-o asimilez, chiar dacă îmi dau seama că multe dintre demersurile astea care presupun un efort fantastic sunt de fapt insuficiente deocamdată dacă nu se mobilizează întreg globul, pentru că industria nu e doar în Europa și e poluatorul principal. Industria e foarte mult și în statele, sau preponderent în statele BRICS. Sunteți de acord cu abordarea asta sau... recunosc, mi-a fost greu să accept că e un efort care poate la început acum nu contează, dar trebuie să-l fac eu primul. Și am întrebat, de ce? Da, haideți toți. Păi nu toți, că nu o să facă nimic deocamdată. Cum vă poziționați aici? Amândoi, vreau să știu. Eu sunt mândru că fac parte din această schimbare, spun sincer. Dar pe de altă parte revin la ce spunea Răzvan mai devreme. Trebuie să facem echilibrat. Și de ce spun că sunt mândru? Pentru că da, Europa a dat acest semnal, își asumă într-adevăr un rol de a conduce o schimbare. Și dacă fiecare dintre noi își aduce contribuția la această schimbare, în mod evident avem satisfacția lucrului bine făcut. Și poate fi bine făcut. Vorbind despre Europa și despre acest element economic care este foarte important, în momentul de față, ai spus foarte bine, există un risc de export a acestei zone de emisie de dioxid de carbon. Dar există și mecanisme de protecție. De ce? Pentru că se discută și s-au dezvoltat, de fapt, aceste mecanisme de protecție, așa numitele carbon border adjustment, care nu permit importurile de produse similare, care în Europa plătesc taxe datorită acestor norme de scădere de taxe pentru emisiile de dioxid de carbon, ar veni fără acest cost din alte țări, din Asia, de oriunde altundeva. Și atunci aceste mecanisme încearcă să protejeze Europa de importuri care nu plătesc aceste taxe. Și în felul acesta pui presiune pe alte piețe care vor să-și aducă produsele în Europa să îndeplinească și ei condițiile pe care noi le îndeplinim în Europa. Este simplu? Nu. Se va întâmpla repede? Nu. Dar e nevoie de convingere și e nevoie de efort, e nevoie de contribuția tuturor pentru a atinge aceste ambiții. Mie mi se pare că genul ăsta de schimbare face parte dintr-un alt set de schimbări care se perfec la într-un alt strat social. Discutăm acum despre discursurile astea
care încep să aibă grijă de minorități, de tot felul de minorități pe care eram obișnuiți să le tratăm cu larghețe, făcând și mișto eventual. Și politețea asta care apare, mă rog, să spunem, puțin coercitivă la început, o să ni se pară foarte firească, probabil, în 2030, în 2035, nu? Să folosim cuvântul romi și nu celălalt cuvânt. Nu e ca și cum. Și mie mi se pare că face parte din același proces de civilizare și de asimilare a unei priviri noi asupra lumii în care trăim și asupra gesturilor noastre. Și dacă reușim cumva să ne apropiem de modelul furnicilor, care, din ce am înțeles, nu prea produc gunoi. E o civilizație care nu conține conceptul de gunoi. Totul este refolosit și e o societate în care toată lumea își asumă acest scop de a funcționa perfect. Și cred că ăla e un obiectiv foarte, foarte frumos, care, sigur, reduce puțin așteptările, partea asta la altă de ego pe care e construită, mi se pare, civilizația mai degrabă acum decât pe nevoia de consum. Că nu avem nevoie să consumăm atât de mult. Dar până să-ți treacă asta prin cap, o să treacă vreo câteva generații. Dar dacă le duci din timp, s-ar putea să obții efectul. Adică, sigur, ne-am dorit ca multe lucruri să întâmple în timpul vieții noastre, dar nu toată lumea are parte de ele, să zicem. Au venit americanii, până la urmă. Adică niște bătrâni au fost împăcați. Dar au venit cu sticle de plastic. Foarte frumos. Și oricum, în nota asta pozitivă, uite, îmi place. Aș încheia aici mulțumindu-vă pentru discuția asta. Sunt mai lămurit. Tot trebuie să aflu unde trebuie să duc uleiul. Sunt multe centre de colectare. Sunt și niște servicii. Și sunt convins că se întreabă mulți. Vin să-ți ia teoretic de acasă. Cred că erau și... se colecta și la niște benzinării, da, pe vremuri. Da. Nu știu dacă mai există asta, dar majoritatea hipermarketurilor colectează ulei. Minunat. Uleiul ars. Da. Casnic. Foarte tare, mai ales că ajunge în biocombustibil. Vă mulțumesc mult pentru discuția de astăzi și când mai aveți chef, eu vă aștept cu tot dragul. E o temă oricum foarte actuală și foarte importantă și care trebuie tratată cu atenție și echilibru. Nu trebuie să exagerăm nici într-o parte, nici în alta. Pe curând!